Salut pe toți oamenii buni și nebuni, dar mai mult nebuni, și în mod special pe toți fanaticii de pe pulzero.com. În acest episod din seria Top 10, vreau să vă prezint clasamentul celor mai periculoase țări, așa că, fără alte detalii, începe un nou episod din seria Top 10. Locul 10. Rusia. Voi fi sincer cu voi. Nu m-am gândit niciodată la Rusia ca fiind în top 10 cele mai periculoase țări. Sincer, mi-am dat seama că am subestimat reputația internațională a Rusiei abia după ce am început să mă documentez despre acest clasament. Dar ca să fiu corect, perspectiva mea asupra țărilor periculoase s-a distorsionat după ce m-am documentat despre țările cu adevărat periculoase și pe care le regăsiți exact după Rusia. Voi fi concis. Orașele mari, precum Moscova și Sankt Petersburg, sunt marcate de infracțiuni minore, cum ar fi furturile. Iar alcoolul alimentează până la două treimi din crimele și infracțiunile violente din Rusia, inclusiv omuciderile. Este adevărat că Rusia a fost martoră la câteva atacuri teroriste în orașele mari în ultimul deceniu. Unele dintre regiunile mai puțin frecventate, de-a lungul graniței sudice a țării cu Georgia, cum ar fi Dagestan, se pare că sunt afectate de mai multe activități teroriste. Acest lucru ar putea părea intimidant, dar gândiți-vă la următorul lucru. Alte țări considerate sigure, cum ar fi Franța și Marea Britanie, au fost, de asemenea, victime ale unor atacuri teroriste. Cu toate acestea, sunt părți care sunt considerate cu adevărat periculoase. Din acest motiv a apărut Rusia în acest clasament. În Caucazul de Nord, inclusiv Cecenia și Muntele Elbrus, există terorism și răpiri. De-a lungul graniței ucrainiene și în Donetsk și Luhansk, o zonă de conflict de mai mulți ani, în Crimea, din cauza presupusei ocupări a teritoriului ucrainian de către Rusia și a abuzurilor comise de autoritățile de ocupație, dar cu toate că comunitatea internațională, inclusiv Statele Unite și Ucraina, nu recunoaște pretinsa anexare a Crimeei de către Rusia, la sfârșitul lui decembrie 2018, Rusia a finalizat un gard de securitate de înaltă tehnologie care marchează frontiera, de facto, dintre Crimeea și Ucraina. Locul 9. Republica Democratică Congo. Este una dintre cele mai sărace state din lume. Al doilea război din Congo a început în anii 1990, atunci când războiul civil și genocidul din Rwanda s-au răsfrânt și asupra estului țării. Deși războiul este vechi, natura luptei este una nouă. Corupția, gestionarea defectuoasă, violența, inclusiv violurile, violența sexuală sistematică, inclusiv cu victime minore, peste 1000 de femei sunt violate zilnic, făptașii sunt partea unor grupuri armate rivale care se luptă între ele pentru controlul asupra zonelor miniere, mai ales asupra minelor de aur, dar și care luptă cu forțe guvernamentale. Civilii sunt cei care sunt prinși între aceste grupuri diferite. Violențe extreme. Oamenii care au fost strămutați forțat au acuzat aceste grupuri armate de violuri în masă. Unele femei și fete au fost răpite și violate, iar făptașii au cerut apoi răscumpărări în bani de la familiile lor pentru a le elibera. Războiul din Congo este cel mai sângeros conflict de după al doilea război mondial. Peste 5 milioane de oameni și-au pierdut viața din cauza acestuia, cei mai mulți din cauza bolilor și a foametei asociate. Oficial, conflictul s-a încheiat, dar dezastrul continuă să facă victime. În prezent, Organizația Națiunilor Unite are desfășurată în Congo cea mai mare misiune de menținere a păcii la momentul actual, iar pe lângă toate acestea, țara este afectată și de COVID-19. Dar Republica Democratică Congo se confruntă și cu rujeola și cu o epidemie de Ebola ce a început în august 2018, dar și cu pojarul. Locul 8. Libia. Drumurile spre frontiere sunt deschise, dar conflictul în curs de desfășurare ar putea duce la închiderea acestora, fără avertisment. Din cauza operațiunilor militare în curs de desfășurare, oamenii stau deseori în casele lor pe timp de noapte. Civilii au fost deosebit de expuși riscului în timpul luptei pentru capitala Tripoli, precum și în timpul altor violențe care au avut loc în țară, începând cu 2016, și care au fost marcate de atacuri asupra spitalelor, școlilor, centrelor de detenție pentru migranți și comunităților în general. Atacurile aeriene au ucis zeci de familii. Distrugerea facilităților legate de sănătate a avut un impact asupra accesului la asistență medicală, iar minele antipersonal, lăsate de mercenari în zonele rezidențiale, au ucis și mutilat civili. Detenția arbitrară în închisori secrete și condițiile insuportabile de detenție sunt utilizate pe scară largă de către stat sau de către miliția împotriva oricărei persoane percepute ca fiind o amenințare la adresa intereselor sau opiniilor
lor. Violențele din închisorile libiene sunt comise la o asemenea scară și cu un asemenea nivel de organizare, încât pot fi considerate, de asemenea, crime împotriva umanității. Violențele împotriva migranților, refugiaților și a altor minorități vulnerabile, inclusiv a persoanelor LGBTQI, sunt comise pe scară largă de către actori statali și non-statali cu un nivel ridicat de organizare și cu încurajarea statului. Există o îngrijorare privind prezența continuă în țară a luptătorilor străini din conflictul sirian și a mercenarilor privați care ar fi fost contractați de grupul Wagner cu sediul în Rusia, în lupta pentru capitala libiană din 2019 până în 2020. Locul 7. Republica Centrafricană. De când a devenit independentă în anul 1960, Republica Centrafricană a suferit multe lovituri de stat, ceea ce a creat instabilitate politică, mai ales în nordul țării, care este populat predominant de musulmani. O țară în care povestea ei este despre violență, corupție și o guvernare proastă. Se comit în continuu abuzuri grave împotriva drepturilor omului, folosind copiii soldați, violând femei și omorând civili. Țara este la un pas de genocid. Înainte de conflict, peste 800.000 de musulmani locuiau în Republica Centrafricană, însă doar 20.000 au mai rămas acum și mă tem că este mai puțin de atât, după ce alianța de militanți și-a început campania de epurare rasială. Locul 6. Somalia. Starea conflictuală este esența acestei țări. Oricare ar fi forma sau intensitatea conflictului, aici există o stare permanentă de conflict, iar toată lumea este în conflict cu toată lumea. Din cauza războiului civil și a foametei, populația s-a diminuat, dar restul împărtășesc aceeași limbă, aceeași religie, aceeași cultură și aceeași origine etnică. Însă, ceea ce îi diferențiază pe somalezi este clanul. În Somalia, clanul înseamnă totul. Somalezii se împart într-un număr năucitor de clanuri, subclanuri și așa mai departe. Hoți, violatori, teroriști și pirați. Pare că tot răul lumii s-a adunat aici. Pirateria din Somalia amenință serios rutele internaționale a navelor comerciale, precum și, implicit, ajutorul acordat țărilor în curs de dezvoltare. Războiul civil din Somalia creează condiții prielnice acțiunilor piraților bine înarmați, care sunt sprijiniți de oameni de afaceri implicați în contrabanda cu arme și muniție. Iar când s-a constatat că este o afacere rentabilă, a atras atenția afaceriștilor dubioși, care au început să recruteze pirați și să le asigure arme moderne. În prezent, pirații răpesc nave nu numai în apropiere de coastă, ci și în larg, și nu numai pentru încărcătură, ci și pentru echipajul navelor, pe care mai apoi pretind prețuri de răscumpărare. Locul 5. Irak. O țară care trăiește într-o continuă stare de conflict sau sub incidența sancțiunilor internaționale, începând din anul 1980, când a început războiul cu Iran. Haosul creat de perioada în care la conducerea țării s-a aflat Saddam Hussein și apoi de cea în care țara a fost invadată de trupele din America și Marea Britanie, după eliminarea dictatorului, și-au spus cuvântul asupra populației, rădăcinii țării, iar tristețea se simte chiar și în aer. Criza politică, instabilitatea socială, terorismul, atacurile cu dispozitive explozive improvizate, mașinile capcană, atacurile sinucigașe, răpirile de persoane și atacurile armate se pot întâmpla oriunde și oricând în această țară. Sunt imprevizibile, iar de cele mai multe ori sunt coordonate, producând un număr foarte mare de victime omenești. Titlurile ziarelor parcă se repetă, la fel și atacurile, protestele și țipetele, iar fărâma speranței dispare încet. Locul 4. Yemen. Criza ecologică acută generată de dispariția apei din natură face victime. Singurele surse de apă din acest stat arab constau în camioanele cisternă care gonesc pe șoselele țării, păzite de gărzi înarmate cu automate AK-47. Apa de băut a devenit o raritate aici, iar apa pentru spălat este un lux pe care și-l mai permit, în prezent, doar oamenii foarte bogați. Cauzele sunt multiple și rezidă, în principal, în schimbările climatice care au dus la permanentizarea secetei din regiune, creșterea demografică fără precedent, războiul civil între cele trei facțiuni rivale, precum și desele conflicte tribale. Situația este agravată de secarea ultimului izvor permanent din țară. Ca și cum asta nu ar fi de ajuns, conflictul din Yemen tocmai a atins o altă etapă rușinoasă. Sunt 10.000 de copii care au fost uciși sau mutilați din martie 2015, echivalentul a 4 copii în fiecare zi. Dar din păcate, multe dintre aceste cazuri de copii uciși sau răniți nu au fost raportate.
deportate. 4 din 5 copii au nevoie de asistență umanitară, în timp ce 400 de mii suferă de malnutriție acută și peste 2 milioane nu merg la școală. Sute de yemeniți sunt afectați de luptele acerbe între forțele guvernamentale și rebelii Houthi în guvernoratul Marib, iar luptele pentru controlul asupra regiunii bogate în gaze au condus la strămutarea persoanelor. Locul 3. Sudanul de Sud. Sudanul de Sud, o țară din Africa, independentă începând cu 9 iulie 2011, este dezastruoasă. Având o economie de subzistență, a fost afectată de război, fapt care a condus la o neglijare a dezvoltării infrastructurii, având doar câțiva kilometri de drum asfaltat pe întregul teritoriu. Infracțiunile violente, cum ar fi furturile de mașini, împușcăturile, ambuscadele, atacurile, jafurile și răpirile, reprezintă o normalitate. Cetățenii străini au fost victime ale violurilor, agresiunilor sexuale, jafurilor armate și ale altor infracțiuni violente. Conflictul armat este în curs de desfășurare și include lupte între diverse grupuri politice și etnice, iar armele sunt disponibile cu ușurință pentru populație. În plus, limbile oficiale, engleza și araba, nu sunt vorbite de toată populația. Mulți dintre cetățeni nu pot comunica verbal între ei. Această țară este una dintre țările cu cea mai proastă situație umanitară din lume. Spre exemplu, mortalitatea infantilă pentru cei sub 5 ani depășește 10%, în timp ce mortalitatea maternă la naștere e cea mai ridicată din lume, cu peste 2000 de decese la 100.000 de nașteri. Sărăcia e una extremă în acest stat, în condițiile în care peste 90% din populație trăiește cu mai puțin de 5 lei pe zi. În ciuda rezervelor uriașe de petrol pe care le deține țara, unele părți ale țării se confruntă cu o serie de condiții care vor duce probabil la foamete și se preconizează o criză alimentară dezastruoasă. Această situație este declanșată și exacerbată de nivelurile ridicate de violență din multe părți ale țării, care este adesea motivată politic. Drepturile omului, inclusiv dreptul la libertatea de exprimare și de asociere, sunt în permanență amenințate și supuse presiunilor și continuă să fie încălcate, iar violența sexuală împotriva femeilor și a fetelor este larg răspândită. Locul 2. Siria. Războiul din Siria a devastat țara, revendicând sute de mii de vieți și dezrădăcinând alte milioane. Strămutați din casele lor sau alungați în străinătate, un impact pe care conflictul l-a avut asupra tuturor. Homs, un oraș din partea central-vestică a Siriei, un oraș cu un rol important în acest conflict, un oraș pe jumătate distrus, majoritatea prizonieri în propria casă, afară fiind demonstrații, lupte, bombardamente sau lunetiști, magazinele, piețele și parcurile au fost distruse, la fel și o mare parte din orașul vechi. Jumătate din cartiere sunt acum dărâmături. Economia e la pământ, iar oamenii încă se luptă. Comercianții cu standuri în piața veche a orașului își vând acum marfa în barăci pe marginea drumului. La parterul unui bloc rămas încă în picioare e un tâmplar, un magazin de dulciuri, un măcelar, o tipografie și câteva ateliere. Alții jonglează cu câteva joburi, alții au mici afaceri, dar toți încearcă să supraviețuiască și să se descurce de pe o zi pe alta. Iar astea nu se întâmplă doar aici. Cât despre alte orașe, nu pot spune că au fost la fel de norocoase, pentru că au rămas doar poveștile. Nu uitați, după locul 1, urmează locul 0, pentru că vă aflați pe Puls 0. Locul 1. Afganistan. Văzut dinăuntru, Afganistanul devine țara al cărui dicționar ar trebui să înceapă și să se termine cu un alt cuvânt, piatra. Oare ar trebui să ne lăsăm speranțele la intrare atunci când pășim, pentru că fiecare pas poate fi o victorie pe drumul către pace și normalitate sau ultima mișcare înainte de o explozie? Munții care îi acoperă 3/4 din teritoriu par să fie confiscat istoria, politica, geografia, economia și sufletele oamenilor din țara al cărui război nu s-a terminat nici acum. În Afganistan, viața începe și se termină într-un decor de piatră. Ea îi apără pe insurgenții ascunși în peșterile sau în văile din munți. Aceleași bucăți de piatră cu care erau ucise în stradă femeile care nu se supuneau legii islamice șarie sunt astăzi folosite pentru a construi școli în care băieții și fetele unei alte generații învață despre lumea de dincolo de munții Hindukuș. Frumusețea pietrelor prețioase hrănește atât animalul infernal al insurgenței, împreună cu heroina sau contrabanda cu arme,
cât și pe afganii amărâți, care le vând în bazar pe câteva zeci de lei pentru a supraviețui și, mai ales, Afganistanul este țara pe care statele adunate într-o coaliție de tragedia de la 11 septembrie încearcă acum să o despietrească din timp și mentalitate. Fiecare zi devine tot mai complicată și al cărui final este încă nescris. Și chiar dacă se va sfârși cu bine, plata de fiecare zi sunt viețile care sfârșesc sub alte pietre, funerare. V-am spus cele mai periculoase țări, dar mai vreau să vă prezint încă una, pentru că urmează locul 0, care reprezintă locul de suflet, indiferent de clasamentul în sine. Astfel, locul 0, România. Noi stăm foarte bine. Suntem pe la coada clasamentului celor mai periculoase țări, imediat după țări precum Belgia, Ungaria sau Germania, dar înaintea țărilor precum Bulgaria, Spania sau Italia. Voi vorbi deschis, din punctul meu de vedere. Mă bucur enorm că la noi în țară nu există arme, mă bucur că nu suntem înconjurați de ape, mă bucur că nu avem insecte devastatoare de gânduri. Sincer, din mai multe puncte de vedere, mă bucur că suntem considerați mediocrii lumii. Eu nu știu de atentate executate de către grupări teroriste în țara noastră. Cel mai probabil au fost atentate executate tot de niște români asupra altor români. Mă bucur că suntem inteligenți, că știm să facem diferența dintre X și Y, că suntem sufletiști, darnici, puternici și curajoși. România, ca țară, este frumoasă. Dacă vine teroristul din Irak la noi, își face casă la sat și mai mult ca sigur, va cultiva niște cartofi, va avea o viță de vie, un porc, o găină și un caval să cânte seara, din propriul suflet. Oricui vrea să asculte, dar mai ales cerului. Sunt un norocos că m-am născut în România. Nu vine să spun vorbe de rău, iar din acest motiv vreau să mă opresc. Așa că, sincer, mulțumesc. Informații. Am creat acest clasament documentându-mă de pe site-urile de știri precum BBC, Reuters și altele, dar și de pe site-uri de profil istoric sau informatic, precum Wikipedia, din cărți de geografie și istorie și de pe site-urile de socializare, pentru a înțelege sentimentele oamenilor care locuiesc în acele părți ale lumii. De asemenea, clasamentul a fost ordonat crescător în funcție de indexul de pace din anul 2021, locul 10 având un index de pace mai mic, locul 1 având un index de pace mai mare, care este un cumul de factori importanți în determinarea acestuia. Am ales acest index deoarece este absolut imposibil să determini care țară este cea mai periculoasă. Nu poți clasifica o țară ca fiind cea mai periculoasă doar dacă consideri un anumit factor, precum violența, crimele sau gradul de infectare cu o anumită boală. Am încheiat clasamentul. Vreau să vă spun primul comentariu nou și pe subiect la episodul anterior din seria Top 10. Am văzut seria cu uciderea lui Tupac și Big și am plâns când au reprodus uciderea lui, dar am râs când el era însângerat și a întrebat unde sunt banii. De asemenea, doresc să vă arăt secvența necenzurată din episodul anterior. Acolo unde stă Dumnezeu, iar el a zis că creierul este cel mai mare dar pe care îl poate primi cineva de la creatorul său. Din fericire, Hara Bulă a știut cu exactitate secvența cenzurată din episodul anterior, iar din acest motiv va transmite câteva cuvinte. Salut, eu sunt Hara. Vreau să spun în primul rând că mă bucur să fiu în acest clip și mă bucur foarte mult că Puls să-și reface comunitatea încetul cu încet. Vă pup! Iar acum, o altă secvență cenzurată. Cu epicentrul în regiunea Tohoku din Oceanul Pacific, în apropierea orașului japonez Sendai, aflat pe coasta de est a Japoniei și este considerat ca fiind cel mai mare din istoria țării. Știi videoclipul cenzurat? Lasă un comentariu în care scrii titlul videoclipului cenzurat, urmat de linkul acestuia și secunda unde se află secvența exactă. Mai multe detalii pe site-ul pulzero.com. Acum, vreau să vă spun câteva comentarii pe subiect de la episodul anterior din seria Top 10. M-am bucurat tare de live-ul ăsta. Este chiar foarte interesant. E trist când cântăreții sunt ascultați doar după ce mor. Eterno MC Daleste. Nu uitați, primul comentariu pe subiect la acest videoclip va apărea în încheierea următorului episod din seria Top 10, iar alte comentarii aleatorii, dar pe subiect, vor apărea la scurt timp după. În încheiere, aș avea rugămintea să dați un like sau un dislike și să scrieți un comentariu cu un subiect de care ați dori să-l descoperiți în unul din următoarele episoade din seria Top 10. Și nu în ultimul rând, doresc să vă mulțumesc din suflet că m-ați urmărit, iar dacă doriți să fiți înștiințați despre următorul videoclip, vă rog să vă abonați canalului și să vă activați notificările pentru a nu rămâne fără Puls 0.